Vă mulțumesc de prezență, bună ziua! Muzeul de Artă de ani de zile vă prezinte niște expoziții, putem spune chiar anuale, dar vorbesc, de exemplu, de expoziția Arta Brașoveană Postbelică, Arta Brașoveană Interbelică și, bineînțeles, un secol de artă brașoveană pe care vă prezentăm acum se leagă de acest program artistic anual, cum ar veni. Și, bineînțeles, probabil ăsta a fost cel mai greu de adunat, un secol de artă brașoveană. Ne-am gândit, bineînțeles, și la centenar, dar Radu Popica, curatorul expoziției, a avut o idee foarte, foarte interesantă, să facem un secol înaintea 1918. Și iată, cu ajutorul mai multor muzee, și mă refer aici la Muzeul de Artă Națională din București, Muzeul Municipiului din București, Muzeul Național Secuiesc din Sfântul Gheorghe și, bineînțeles, Muzeul Casa Mureșenilor sau Muzeul Bruckenthal din Sibiu, care ne-au ajutat și, bineînțeles, ne-au dăruit să expunem niște tablouri, probabil pentru dumneavoastră încă nevăzute. Ideea propriu-zisă, cum v-am zis, este a curatorului Radu Popica și l-aș ruga să vă spune câteva. Bună ziua! Vă mulțumesc că sunteți alături de noi astăzi, într-o zi importantă pentru muzeu. Odată cu deschiderea expoziției Un secol de artă brașoveană 1815-1918, este complet un ciclu de expoziții prin care am prezentat publicului în ultimii ani patrimoniul de artă brașoveană, precum și evoluția Centrului Artistic Brașovean în perioada secolelor 18-20. Acum, acest ciclu de expoziții este complet și monografierea Centrului Artistic Brașovean se încheie, practic, odată cu această expoziție, care, așa cum v-am obișnuit, va fi însoțită de un catalog pe care îl vom lansa în cadrul finisajului expoziției. De ce această delimitare cronologică care poate părea un pic neobișnuită, 1815-1918? Sunt două evenimente importante, definitorii pentru istoria Europei, Congresul de la Viena și sfârșitul Primului Război Mondial, care delimitează un secol al XIX-lea cultural, ce nu coincide cu secolul privit din perspectivă strict cronologică. Este o perioadă de tranziție spre modernitate în întreaga Europa, valabil, bineînțeles, și pentru Brașov și pentru arta brașoveană. În prima sală puteți vedea mai ales lucrările unor artiști călători sau stabiliți în oraș. De ce? Pentru că în prima jumătate a secolului al XIX-lea, cu o singură excepție, nu cunoaștem cu certitudine numele niciunui artist brașovean. Excepția reprezintă Georg Gottlieb Schnell, a cărui cromolitografiile puteți vedea în vitrină. Și pentru că exista o cerere de portrete, cerere care, odată început secolul al XIX-lea, crește continuu, crește mereu, pe fondul afirmării unei noi clase sociale a burgheziei care vroia să-și fixeze noul statut social prin intermediul acestor eficii. Și, așa cum ați văzut, în expoziție este vorba și de fotografie. Acest lucru nu este întâmplător. Pentru omul secolului al XIX-lea, pictura și fotografia erau mijloace diferite prin care îți fixai imaginea și îți promoveai imaginea. Pentru noi par lucruri foarte diferite, dar pentru un om din secolul al XIX-lea era o diferență de nuanță, care nu conta pentru ei. Apoi, după prima jumătate a secolului XIX, ajungem la mijlocul secolului, când revin de la studii artiști brașoveni care vor influența întreaga evoluție a artei brașovene după acest moment. Este vorba de Mișu Pop și de Wilhelm Kammner, dar pentru câțiva ani revine și lucrează în oraș și Constantin Leca, care însă, spre deosebire de Mișu Pop, nu a ales să se întoarcă definitiv în orașul său natal, ci s-a afirmat dincolo de munți, dar care a rămas marcat în întreaga sa evoluție
de ambianța culturală a Brașovului, cea în care se maturizase. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, arta brașoveană se diversifică. În oraș activează institute litografice, iar spre sfârșitul secolului al XIX-lea avem activ și sculptori moderni, pe Friedrich Hermann și pe Traian Mureș, al cărui lucrare puteți vedea aici. De asemenea, avem o altă premieră importantă spre sfârșitul secolului al XIX-lea, un alt artist din familia Mureșanu, Elena Mureșanu, care, după știința mea, este prima femeie artist profesionistă din spațiul cultural românesc. Și puteți vedea lucrările aici. Apoi, în sala din spate, după ce de la începutul secolului și până spre sfârșitul secolului, academismul a dominat arta brașoveană, așa cum se întâmplă de altfel într-o mare parte a Europei, cu unele nuanțe dobândite în urma influențelor Biedermeier și a romantismului. Spre sfârșitul secolului, deja lucrurile se vor schimba. Avem acel moment 1900, care la Brașov începe în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea și se prelungește până în 1918. Este o perioadă în care tranziția spre modernitate se accelerează. Vinovații pentru această accelerare sunt doi artiști brașoveni care revin de la studii, Friedrich Mies și de asemenea Emerich Tamaș, din păcate mor la o vârstă foarte timpurie înainte să apuce să se afirme foarte bine ca artist. De asemenea, doi artiști stabiliți în oraș acum, Hans Bulhardt și Arthur Kulen, joacă un rol important în un adevărat demaraj al Centrului Artistic Brașovean. Exemplul lui Kulen și al lui Mies a făcut ca după 1900 activitatea expozițională să devină ceva obișnuit la Brașov. Până atunci, în secolul al XIX-lea, nu putem vorbi despre așa ceva. Și, bineînțeles, acum este un alt moment important, debutează o generație de artiști care va domina perioada interbelică, un moment de apogeu al Centrului Artistic Brașovean. Dintre aceștia puteți vedea în expoziție pe cei mai importanți artiști, ce debutează imediat după 1900, liderii generației interbelice, Hans Eder și Hans Matthias Deutsch. Și uitați așa, urmând acest parcurs, ajungând în 1918, suntem în pragul modernității artistice. Vă invit și pe dumneavoastră să parcurgeți acest parcurs al artei brașovene. Aș dori să mulțumesc celor fără de care această expoziție n-ar fi fost posibilă. În primul rând din muzeu, colegilor mei. Dintre aceștia îi menționez în mod special pe Radu Tătaru, Simona Tătaru și Delia Maria. De asemenea, mulțumirile mele se îndreaptă către muzeele partenere, Muzeul Național Fruchental, Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Național Secuiesc Sfântul Gheorghe, Muzeul Municipiului București și Muzeul Casa Mureșenilor, care au avut amabilitatea de a ne împrumuta lucrările pe care le puteți vedea în expoziție. De asemenea, mulțumirile mele se îndreaptă către colaboratorii expoziției din aceste muzee partenere, doamna Costina Angel de la Muzeul Național de Artă al României, doamna Iulia Mesea de la Muzeul Național Bruckenthal și domnul Șanta Gheza de la Muzeul Național Secuiesc Sfântul Gheorghe. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și mai departe o invit pe colega mea, Camelia Neagoie, să vă vorbească despre fotografia la Brașov în secolul al XIX-lea. Continuăm seria de mulțumiri și mulțumesc și eu de Radu Popica pentru că a îndreptat o nedreptate istorică și a reintrodus pe fotografii brașoveni în rândul artiștilor brașoveni. Până în jurul anului 1875, fotografii nu erau chiar cei mai apreciați artiști. De obicei, erau călători, veneau din teritorii îndepărtate
Odată cu apariția lui Leopold Adler la Brașov, meseria de fotograf devine o meserie serioasă. Până atunci, apariția fotografiei la Brașov se leagă de numele lui Gottfried Barth. Este un optician vienez care începe un turneu prin Banat și prin Transilvania și care în anul 1842 realizează câteva daguerotipii, se cazează într-un hotel renumit al Brașovului, la Pomul Verde, pe strada lungă de astăzi, și acolo se pare că a realizat, printre altele, un portret al publicistului Anton Kurz, un animator al vieții culturale de la momentul respectiv. Din păcate, pentru perioada în care s-a folosit această metodă a daguerotipiei la Brașov, între 1842 și 1851, nu se cunosc daguerotipuri păstrate în colecții publice. Dar asta nu înseamnă că nu există aceste daguerotipuri și că nu trebuie păstrate. Un alt moment important din istoria fotografiei la Brașov este apariția primului atelier stabil de fotografie în anul 1854. Acesta este deschis de un pictor, Anton Fiala. Nici de la Anton Fiala n-au rămas fotografii realizate în perioada aceea la Brașov, cel puțin nu în colecțiile publice cercetate până acum. Tot de acest an, 1854, ne bucurăm că știm de existența unei fotografii primei sau celei mai vechi fotografii păstrate a Brașovului, o fotografie realizată de Teodor Blaț, un artist venit de la Sibiu. Această fotografie se păstrează în colecția Muzeului Național Dental. Și acum revenim la brașovenii care totuși au lăsat ceva în urmă. Primele fotografii de care știm că au fost produse în scopul de a fi comercializate sunt realizate în anul 1859 de un pictor pe vremea aceea, dar și antreprenor, i-am putea spune un băiat deștept al acelor vremuri, pentru că lucra foarte mult cu autoritățile. El avea o gamă artistică foarte largă, a pus bazele firmei de fabrici de tablă emailată la Brașov și realiza, printre altele, reclame pentru firme, reclame numere de casă sau alte tăblițe de email. Așadar, el primea comenzi des de la autoritățile orășenești și reușea să strângă sume importante de bani și a construit o casă pe lângă care trecem zilnic pe strada Sfântul Ioan. Este acea casă în stil neogotic. Dar istoria nu i-a păstrat neapărat o amintire plăcută, pentru că în afacerile lui destul de neclare a implicat mai mulți brașoveni care, desigur, și-au pierdut averea în aceste afaceri. Unul dintre cei care au avut de suferit în urma acestei însoțiri cu domnul Frici a fost chiar pictorul Samuel Werther, care, deși a reușit într-o viață de muncă să pună deoparte o grumă de avere, a pierdut această avere spre sfârșitul vieții și a fost nevoit să o ia de la zero. Totuși, ar trebui să ne amintim frumos despre domnul Frici, pentru că el ne-a lăsat aceste fotografii de la 1859, reprezentând Brașovul. În alte orașe din Transilvania, la Cluj, de exemplu, tot în anul 1859 apar primele fotografii ale Clujului, cunoscute și păstrate până în zilele noastre. În anii 60 ai secolului al XIX-lea apar primele ateliere fotografice deschise de localnici. Sunt primii brașoveni care îndrăznesc să se apuce de această meserie. Primul dintre ei este Carl Blöss. Era și pictor acest Carl Blöss. Nu știu dacă au rămas lucrări de la el. Iar cel de-al doilea este Carl Bömkes. Și acesta are o poveste foarte interesantă. A încercat și el mai multe meserii. S-a înrolat în armata austriacă. După aceea s-a întors la Brașov. A fost pompier voluntar. A fost unul dintre inițiatorii voluntariatului în rândul pompierilor. Lui îi se datorează, în schimb, fotografiile realizate la comanda magistratului orașului, fotografii care reprezentau monumente ce aveau să dispară în foarte scurt timp, respectiv porțile de intrare în oraș, poarta de pe strada Neagră și poarta de pe strada Târgul Cailor. Revenim la prezentarea cronologică.
Anul 1875 este punctul de cotitură. Apariția atelierului lui Leopold Adler, de jur împrejur, este un fotograf care timp de 5 ani nu a avut practic concurență la Brașov. El a diversificat genurile fotografiei, nu s-a limitat la fotografia de studio, a ieșit cu aparatul de fotografiat în stradă, a realizat foarte multe vederi ale localităților din împrejurimi, a fost interesat de aspectul etnografic pe care îl poate surprinde fotografia, a fost membru al Societății Fotografice de la Viena și a reușit în numai 10 ani să-și construiască un atelier foarte serios de fotografie. A construit o clădire special destinată acestei activități. Clădirea există și în zilele noastre, se află pe strada Republicii la numărul 12. În curtea acelei case veți găsi atelierul. Din păcate, starea în care a ajuns până la noi nu este cea mai fericită. Dar, într-adevăr, Leopold Adler este cel mai important și cel mai longeviv fotograf din Brașov. Atelierul lui avea să fie preluat de rudele sale. În perioada interbelică, nepotul său, Oscar Adler, devine unul dintre cei mai importanți fotografi brașoveni și sfârșește acest atelier în condiții necunoscute încă în jurul anului 1940, probabil în legătură cu persecutarea evreilor. Din câte am găsit până acum, din câte informații am găsit până acum, se pare că Oscar Adler a sfârșit într-un lagăr la Târgu Mureș, la fel și familia lui. Din păcate, de la Leopold Adler nu s-au păstrat evidențe ale atelierului, nu s-au păstrat prea multe clișee fotografice. Cu toate acestea, datorită colecționarilor, o parte dintre aceste clișee au ajuns în colecții publice și avem astăzi acces la ele. Unul dintre cei mai importanți fotografi după Leopold Adler din secolul al XIX-lea este Carl Moșalec și el are o contribuție majoră la faptul că avem astăzi acces la fotografiile realizate atunci, pentru că a donat Arhivei Magistratului un număr impresionant de fotografii, peste 300 de fotografii, care astăzi se păstrează la Arhivele Naționale Brașov. E drept că pe vremea aceea la magistratul orașului era un om la fel de dedicat și de interesat de fotografie și de istorie locală. El se numește Friedrich Stenner și era arhivarul orașului. De asemenea, Friedrich Stenner este cel care a descoperit scrisoarea lui Neacșu din Câmpul Lung și a făcut apoi cunoscută istoricilor români. Așadar, colaborarea dintre Carl Moșalec și Friedrich Stenner a generat a dat naștere unei colecții care până în zilele noastre poate fi consultată la Arhivele Naționale. Un alt aspect important al fotografiei de secolul XIX este faptul că au existat colecționari contemporani cu fotografii care produceau la momentul acela fotografii. Și unul dintre acești colecționari importanți este Friedrich Pideli. El era colecționar de toate, îl interesau toate, dar a făcut ceva absolut spectaculos pentru Brașovul acelor ani. A adunat peste 560 de fotografii ale brașovenilor, contemporani cu el, și a grupat aceste fotografii pe profesii. Cei portretizați au și o mică biografie care însoțește fotografia. Acest album minunat se află astăzi la Arhiva Bisericii Negre și este de o bogăție documentară ieșită din comun. Datorită Gimnaziului Evanghelic, care a avut o colecție de fotografii, acest album mare de fotografii s-a păstrat până în zilele noastre. Aș mai menționa un istoric local, Eduard Buzbăt se numește el, care a comandat fotografii cu clădiri ce urmau să fie demolate în secolul al XIX-lea, lui Carl Moșalec, lui Leopold Adler, donând apoi aceste fotografii instituțiilor care erau dispuse și care colecționau pe vremea aceea fotografii. Cea mai mare și cea mai importantă colecție era la Gimnaziul Evanghelic. Odată cu formarea Muzeului Săsesc al Țării Vârsei, o parte dintre fotografiile care au făcut parte din colecția Gimnaziului Evanghelic, cele referitoare la istoria orașului,
au trecut la Muzeul Săsesc al Țării Bârzei. În perioada interbelică, muzeul a îmbogățit la rândul lui această colecție de fotografii, iar odată cu venirea celui de-al doilea război mondial, această colecție a fost salvată de la dispariție de un farmacist pasionat de istorie locală, Albert Eichhorn se numește el, care a reușit să păstreze peste 1500 de fotografii, cărți poștale și ilustrații referitoare la istoria Brașovului. După moartea acestuia, în 1967, familia a păstrat o perioadă aceste fotografii, dar statul de atunci a recurs la binecunoscuta metodă de șantaj. În schimbul oferirii acestei colecții de fotografii în statului, urmașii au putut să obțină o viză de plecare în Germania. Nu știm dacă e bine sau e rău, e bine că s-au păstrat aceste fotografii și astăzi se află la Arhivele Naționale. Aș vrea cu această ocazie să felicit Arhivele Naționale că au reușit să realizeze accesul online la majoritatea colecțiilor de fotografie pe care le dețin. În momentul acesta se pot căuta pe portalul Arhivelor Naționale și se pot vedea toate colecțiile de fotografii pe care le dețin arhivele din Brașov. Și de asemenea aș vrea să mulțumesc instituțiilor care mi-au permis să cercetez în colecțiile lor. Aș menționa Arhiva Bisericii Negre și pe Toma și Vilai, care m-a ajutat de-a lungul cercetării mele. Și de asemenea sper că odată cu introducerea artiștilor fotografi în rândul artiștilor importanței Brașovului, să se deschidă totuși colecțiile publice, colecțiile particulare, să vină oamenii spre noi cu fotografii ca să putem descoperi fotografii necunoscute ale orașului sau ale unor personalități care au marcat istoria Brașovului. Încă o dată mulțumim-vă pentru prezență, încă o dată mulțumim colegilor pentru ajutorul depus. Vă reamintesc că expoziția va fi deschisă până în 11 noiembrie și declar expoziția deschisă. Mulțumesc!